Dragi Bine, frați din Iubito, întreaga lume, vă Iubito, doresc o dimineață Dol, minunată. Dol, Vă salut pe toți Shofaro, cu pace și Bodyguard, bucurie în numele Reigning Kingdom, Dumnezeului nostru, of Jesus atotputernic Christ. și al Regelui nostru I întors, bring care you domnește Iisus love Hristos. and greetings to Vă aduc many dragostea și friends from salutările multor India frați din and India, especially precum from my și ale country. familiei mele. I thank our Lord and Mulțumesc Divinity Domnului of pentru că mi-a dat Israel, ocazia de a sluji Jesus Durma Sa Christ. și Comitetul And I also Convenției, thank the convention că mi-a committee dat for ocazia de a giving me the servi fraților. opportunity to serve the brethren. Today, our study is Studiul based nostru de astăzi se word of bazează God pe written by versetul scris de Apostle Apostolul Paul Pavel in în 1 1 Corinthians Corinteni chapter 10 10 verse cu 11 says, 11. Now all these things happened unto them for examples. And Aceste lucruri li they s-au were întâmplat written ca să ne for slujească drept admonition pilde și au fost for scrise whom the pentru days învățătura of old noastră, are come. peste care au venit The sfârșiturile title veacurilor. of the discourse is Titlul Jehovah discursului Nissi. este Jehova This is Nisi partly și se based on bazează the parțial writings pe of our scrierile iubitului nostru beloved frate brother Charles Charles Taze Taze Russell, Russell from reprints din number reprintul 42 07 and4207 reprints și number reprintul 52 85. 5285. Deci I would like to present 4207, this as a solution 5285. to all the Aș saints dori să prezint quarter acest upon. subiect ca o sugestie la Dear care să friends, mediteze toți we all Sfinții. know the bitter experiences of Israel Cunoaștem cu while toți they went experiențele into amare Egypt. ale lui Israel în timp ce locuiau în They Egipt. settled in Egypt Ei s-au stabilit until în the Egipt days în of timpul lui Joseph. Iosif, dar mai But later, târziu, când when the faraonul care a Pharaoh who trăit în lived timpul lui Iosif a during murit the days și a of venit un alt Joseph faraon, died, and acesta a început other să-i Pharaoh chinuie cu came, munci grele și he i-a began făcut to slavii săi, afflict them a numit with asupra lor hard labor supraveghetori, and made them care le-au făcut slaves viața to amară Pharaoh. printr-o robie grea, And punându-i să facă mortar și Pharaoh cărămidă și tot felul de appointed munci pe câmp. taskmasters on them who made their lives bitter with hard bondage, in mortar and brick, and in all Și manner of îi forțau cu services asprime rendered. să slujească, Therein they pentru ca made Israelul să nu aibă Israel niciodată with rigor. suficient timp să se So gândească la that Dumnezeul the său. Israel may never have sufficient of time to think about their God. Thus, the people of Israel Astfel, poporul lui were vexed Israel nu a mai and crying suportat to și a strigat către God Dumnezeu pentru eliberare din for robia deliverance egipteană. from Egyptian bondage. The Bible says in Exodus În Exodul 2 cu 2:24, 24, Biblia ne spune God heard că their Dumnezeu le-a groaning auzit gemetele and God remembered his și a covenant adus aminte de legământul Abraham, său cu Avram, Isaac Isaac și and with Iacov Jacob. And in due time, și la timpul God potrivit raised l-a up ridicat pe Moses Moise pentru a to deliver elibera pe Israel Israel out din of robia Egyptian egipteană. bondage to the promised land through 10 plagues. Și Moses delivered them i-a eliberat out of Egypt, din cele 10 promised plăgi land. ca să meargă în țara promisă. Beforehand, God Înainte had de told their aceasta, Dumnezeu le fathers, spusese Abraham, părinților lui Avram, Isaac Isaac și and Iacov Jacob, despre țara of the promisă, promised land, that it că was era a o țară land flowing în with care curge milk lapte and și honey. miere, și când au Yet, ajuns la when granița came to the țării, border of the izraeliții au promised trimis land, iscoade pentru a vedea the dacă țara era Israelites așa cum sent promisese Dumnezeu. spies into the promised land to see if that land was as God has promised. 12 spies were sent, A fost trimis one each 12, câte carrying unul din out fiecare plan. seminție a lui Israel. After the spying, the După promised cercetarea land, țării, all the după cercetarea elders țării promise, with toți cu Israel excepția lui before Iosua și Moses, Caleb au venit cu Joshua vești and rele, Caleb, spunând saying, că țara este Land is good, bună, dar că este locuită but de the uriași pe care nu-i vor giants, putea învinge, whom we ceea cannot ce a defeat, descurajat inimile multora. which disgraced the hearts of many.
Auzind acest lucru, izraeliții au decis să-l omoare cu pietre pe Moise, să numească un nou conducător și să se întoarcă în Egipt. Din cauza îndoielii în făgăduințele lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu va lupta pentru ei sau nu, Dumnezeu i-a pedepsit și a făcut să rătăcească în pustie timp de 40 de ani, astfel încât toți cei care aveau 20 de ani sau mai mult au pierit acolo. Dintre toți cei care au părăsit Egiptul, doar Iosua și Caleb au intrat în țara promisă. In spite of all this, în ciuda tuturor murmurărilor și mulțumirilor lor în călătoria prin pustie, deși i-a pedepsit, Dumnezeu nu i-a părăsit niciodată. Hainele pe care le-au purtat nu s-au rupt, iar sandalele pe care le-au purtat nu s-au uzat. În timpul zilei, Dumnezeu îi proteja de soarele fierbinte prin nori, iar în timpul nopții, Dumnezeu le dădea lumină gratuită prin stâlpul de foc. În fiecare dimineață era livrată la ușa lor hrană gratuită. Mana, cu gust de turtă cu miere, era ca și o prăjitură cu miere, de care ni se face poftă doar când ne-o imaginăm. It was like eating a honey cake, the imagination of which brings water in our mouth. Whenever they wanted to eat meat, ca și carnea le-a fost livrată la ușă de câte ori și-au dorit, în cantitate nelimitată. Ori de câte ori au fost în vreun pericol, Dumnezeu a fost întotdeauna gata să lupte pentru ei și a luptat pentru ei. Astăzi vom discuta despre prima luptă a Israelului după eliberarea lor din Egipt, pe care o găsim în cartea Exodul, capitolul 17. Book of Exodus, chapter 17. We will first vom parcurge mai întâi acest capitol verset cu verset și vom vedea ce s-a întâmplat, iar mai târziu vom vedea ce lecții spirituale avem pentru noi. We read in Exodus chapter astfel 17, citim versetul 1 în Exodul 17. And all the congregation of the children of Israel journeyed toată from the adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin după călătorile lor zilnice pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Poporul Israel călătorise mult timp fără să se odihnească și prin urmare, când au ajuns la Refidim, toată apa pe care o avusese se terminase. Refidim era o vale fierbinte, plină de pietre de granit, din cauza cărora căldura era mai mare decât puteau suporta. În plus, cum toată apa lor se terminase, au început să se certe cu Moise. We can read that in verse 2. Therefore, citim versetul 2. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise.
Ei au zis, Give us dă-ne water apă să bem. that we may drink. Moise le-a răspuns, Moses said unto them, pentru ce căutați ceartă why cu mine? chide you with me? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Wherefore do you tempt the Lord? The people of Israel had soon Poporul lui Israel a uitat forgotten the repede miracle that God had done minunea pe at care Cana. Dumnezeu o făcuse la Marea, Where la living Mara, water unde apa abided. amară a fost îndulcită. Instead of requesting and În loc să praying ceară și să se roage the Domnului God pentru for apă, water, ca de obicei, as au început usual, să cârtească împotriva they lui began to Dumnezeu grumble against și să se God certe cu Moise. and fight with Moses. De aceea Moise a spus, de ce îl ispitiți Therefore, pe Dumnezeu? Moses said, why do you tempt God? Then, in verse 3, Citim versetul 3. the Poporul people stătea acolo, craved water. chinuit de sete și The cârtea împotriva people lui Moise. murmured against Moses El zicea, and pentru ce ne-ai said, scos din Egipt? Ca să wherefore ne faci did să murim the de sete Lord aici, cu copiii și brought cu us turmele noastre? out of Egypt to kill us and our children and our cattle with thirst? Moses had been used to such Moise a fost experiences obișnuit cu de like acest these cu murmurers. astfel de experiențe Hence, și as usual, astfel el Moses took the entire matter a cerut ajutor de la in Dumnezeu prayer. prin rugăciune. And we read in verse 4, Și citim în versetul Moses 4. cried unto the Lord, Moise a saying, strigat what către shall I do Domnul și a for this zis, people? ce să fac cu poporul They acesta? be almost Încă ready puțin și au să to mă ucidă stone cu me. pietre. And what did the Lord reply to Moses? Ce a Verse 5. răspuns Domnului Moise? And the Lord said Versetul unto 5. Moses, Domnul a zis lui Moise, go on before the trece people înaintea poporului and și take ia with cu tine thee vreo câțiva din bătrânii lui of the Israel. elders of Ia-ți în Israel mână și toiacul and cu thy care ai lovit rod, râul și raise pornește. those Moses to river. Iată, Take him thine eu voi again. sta înaintea ta pe stânca Horebului. Go. Vei lovi stânca Behold, și va țâșni I apă will din ea stand și before thee poporul va bea. there upon the rock. Moise At a făcut Horeb, așa în fața thou bătrânilor shalt lui find the Israel. rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of elders of Israel. Dear brethren, when Moses took the Când rod, Moise a luat toiagul to part the pe Red care l-a Sea, folosit pentru a despărți Marea out of the Roșie rock, și a lovit water stânca, came out. a ieșit apă. How did the water Cum a come? curs apa? Did it come like a tap water? A curs ca și la robinet? In Nu. Psalm 78 chapter, În Psalmii verse 78, 17 de and la 18, 15 la 16, it says, citim. he cleaved the A rocks despicat in stânci în Lebanon pustie and și gave le-a dat them să to bea drink ca din out niște of the valuri great cu Red ape Sea. multe. He A brought făcut să țâșnească izvoare din streams stânci also și să curgă ape ca niște râuri. and caused water to run down like a river. Dear brethren, it was a Apa a river fost ca un râu care curgea din stâncă. and how will the Și cum water este apa flow care iese come din out of the stâncă? rocks? Este rece și Beautiful curată. and pure. Pentru poporul care For era the însetat, people were apa thirsty, a fost they exact were ceea ce și-au dorit exactly și le-a potolit wanting. complet setea. It Au fost completely quenched satisfăcuți, their thirst. fericiți, They relaxați were satisfied, și odihniți, happy, deoarece înainte fuseseră complet blessed epuizați and și rested slăbiți. because they were totally exhausted and weak. Now came the danger, dear brethren. Și acum So we vine read pericolul Exodus și citim în Exodul 17, 17 cu verse 8, versetul 8. that then came Amalek and he Amalek fought with a venit Israel in să Rephidim. bată pe Israel la Refidim. Now, who are these Amalekites? Cine sunt aceste How did amaleciți they attack și the cum au people of atacat ei Israel? pe poporul lui Israel?
It is given to us in book of Deuteronomy, în Deuteronom 25, chapter, 25, de la 17 la 18. Remember what Amalek amintiți-vă ce a făcut, aduți aminte ce ți-a făcut Amalek pe drum la ieșirea voastră din Egipt, cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra ta, pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se tărau la coadă când erai obosit și sleit de puteri. Dear brethren, the Amalekites did not come and attack the stronger ones Amaleciții from the front. Nu au venit să atace pe cei mai puternici din față, ci au venit și au atacat pe cei slabi din spate. Când călătorim într-un grup mai mare, cine sunt de obicei cei care rămân în urmă? Sunt bătrânii, femeile, copiii. Aceasta înseamnă că amaleciții au venit și au atacat pe cei mai slabi dintre bătrâni, femei și copii. Aceasta este o încălcare directă a regulilor războiului. Chiar și astăzi, regulile războiului nu permit atacarea femeilor, copiilor sau a bătrânilor. Ataca din spate este ca și cum ai înjunghia pe la spate, ceea ce este interzis și dă dovadă de lașitate. And shows cowardness. In such a situation, dear brethren, we all know that Moses usually. Știm cu toții foarte bine că în astfel de situație, Moise obișnuia să se roage lui Dumnezeu pentru a primi sfatul său dacă să se lupte sau nu și cum să lupte. Și aici Moise s-a rugat Domnului pentru a afla care era voia și sfatul său. Apoi Iosua a primit poruncă de la Dumnezeu să meargă și să se lupte cu amaleciții. Și vedeți versetele 9 și 10. Chooses out men and go out fight with Amalek. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalek, iar eu voi sta cu mâinile pe vârful dealului, cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Lui Iosua i s-a poruncit să lupte împotriva amaleciților, în timp ce Moise trebuia să urce pe muntele Horeb împreună cu Aron și Hur și să-și ridice mâinile și să se roage Domnului pentru luptă. Și în versetul 11 ne spune, când își ridica Moise mâina, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna jos, era mai tare Amalek. Cât de mult a putut Moise să-și țină mâinile ridicate? Deci atât Aron cât și Hur l-au susținut pe Moise. Unul dintre ei a ținut mâna stângă, iar celălalt a ținut mâna dreaptă. Astfel, cu acest sprijin, Moise s-a rugat continuu, ridicându-și mâinile, în timp ce Iosua îi învingea pe amaleciți. Versetul 12 și 13. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și l-a așezut pe ea. Aron și Hur îi sprijinau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta,
Și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sămbiei. And his people with the edge of the sword. God told Moses, Dumnezeu a spus că această întâmplare să nu fie uitată niciodată. Și el a spus lui Iosua și lui Moise să scrie o carte de amintire din neam în neam. As a memorial forever and ever. See verse 14 to 16. Și versetele 14 la 16. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea minte, și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul steagul meu, sau în evreiește, Jehova Nisi. El a spus, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Vedem asta, fraților, că acest lucru a fost scris în carte pentru ca poporul lui Israel să nu uite niciodată ce le-a făcut amaleciții și să aibă război, să aibă un război perpetu cu ei. Un război continuu. Și Moise a zidit un altar pentru a aduce jertfe lui Dumnezeu și a numit acel altar Jehova Nisi, adică Domnul, steagul meu. Dear brethren, we all know, dragi frați, știm cu toții foarte bine și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca noi, prin răbdarea și prin mânghierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Roman 15 cu 4. Acest lucru este menționat și în 1 Corinteni 10 cu 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Așadar, ce lecție avem din această întâmplare? Ce înseamnă Egiptul? Ce înseamnă Israel? Pe cine reprezintă Moise? Ce înseamnă țara Canaan? Ce înseamnă că Israelul a mers cu Moise? Ce înseamnă, ce reprezintă murmurul lui Israel? Și ce reprezintă stânca pe care Moise a lovit-o și din care a curs apă? Cine sunt aceste amaleciți? Pe cine reprezintă ei aici? Știm cu toții că Biblia este propriul ei dicționar. Așa că ori de câte ori vrem să deșifrăm Biblia, trebuie să căutăm toate codurile în ea. De aceea, Biblia spune, puțin aici, puțin acolo, căutați în Cartea Domnului și citiți. Niciuna din toate acestea nu va lipsi. Isaia 28 cu 10 și 34 cu 16. Deci dacă noi cercetăm Scripturile, Dumnezeu ne va da cu siguranță răspunsuri. Dear brethren, hear a little. Search the scriptures. None shall miss or meet. Isaiah 28, verse 10. And Isaiah 34, verse 16. So, dear brethren, if we search the scriptures diligently, știm cu toții foarte bine. Știm cu toții foarte bine că Egiptul reprezintă lumea, iar faraonul, prințul Egiptului, îl reprezintă pe prințul acestei lumi, pe Satan, Dumnezeul acestei lumi, iar slujitorii faraonului îi reprezintă pe îngerii căzuți sub influența diavolului,
acolo sarcina este de a-i face pe oameni sclave ai păcatului. And the people of Israel, poporul Israel reprezintă copiii lui Dumnezeu care sunt prinși în robie. În timp ce ei strigau, Dumnezeu le-a auzit strigătul și l-a trimis pe Moise. Iar pe cine reprezintă Moise? Moise reprezintă pe Iisus Hristos, trimis pentru a-i elibera pe copiii lui Dumnezeu din robia păcatului și a morții. Precum Moise i-a condus în Canaan, țara promisă, tot așa și Hristos îi conducea pe toți copiii lui Dumnezeu în Canaanul ceresc. Așa cum Israel l-a urmat pe Moise, la fel îl urmăm și noi pe Iisus. Cu toate acestea, Israel a murmurat, s-a plâns și au pus la îndoială puterea lui Dumnezeu. Israel murmured, grumbled and questioned God. Similarly, sometimes, în mod similar, uneori și noi ne îndoim de Dumnezeu cu privire la apă, cu privire la atât de multe adevăruri cum ar fi. Ce anume, Doamne? Când se va întâmpla, Doamne? De ce, Doamne? De ce există diferențe între noi? De ce cineva este bogat? De ce unii sunt săraci? De ce unii sunt educați, iar alții nu sunt educați? De ce unii sunt fericiți, iar alții sunt triști? De ce fiecare are experiențe diferite și astfel de alte întrebări? Cum a răspuns Dumnezeu la toate acestea? Dumnezeu i-a spus lui Moise să ia toiagul cu el și să lovească stânca, astfel încât să iasă apă din stâncă și să le potolească setea. În mod similar, Dumnezeu a răspuns tuturor întrebărilor noastre prin stânca ce a fost lovită, Iisus. Moise a luat toiagul și a lovit stânca cu el. Legea este toiagul, iar legea sub care s-a născut Iisus. Din cauza legii, Iisus a fost lovit, iar prin stânca lovită, adică prin Iisus, a ieșit apa adevărului. The law was the rod. The law under which Jesus was born. De aceea, it is because of the Lord, în 1 Corinteni 10:11, îi se spune că aceste lucruri li s-a întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Iisus este stânca prin care Dumnezeu ne atrage la adevăr. În Ioan 6:44 citim: nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și el vă învia în ziua de apoi. Din cauza legii a fost răstignit Iisus și datorită morții Lui am putut primi spiritul înțelegerii și adevărului. Această apă a potolit setea lui Israel în mod similar. Apa vie a satisfăcut complet toate întrebările noastre și ne-a dat răspunsuri din Scripturi. Și ce am făcut noi ca rezultat? Poporul lui Israel a fost satisfăcut, s-a bucurat și s-a odihnit. În mod similar, și noi ne-am bucurat și ne-am odihnit, consacrându-ne lui Dumnezeu. Deci, totul s-a terminat? Nu.
and relaxed by consecrating Acesta a themselves to fost God's doar will. începutul. So, was everything over? Pe când se No, odihneau, they are amaleciții only au venit the beginning. și au atacat din spate. În mod similar, mulți cred că dacă suntem consacrați, este suficient. Avem un loc rezervat în cer. Doar consacrarea nu este suficientă. Abia după consacrare începe adevărata bătălie. Acesta este timpul în care dușmanii noștri, amaleciții, vin să ne atace din spate. Abia după consacrarea noastră începe adevărata luptă a noii creaturi. De aceea Apostolul Pavel a spus în 1 Corinteni 10 cu 12, astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Therefore, Apostle Paul said in 1 Corinthians 10, verse 12, wherefore, let him that thinketh he standeth take Așadar, heed cine sunt acești amăleciți all. care au venit și au atacat poporul lui Israel? Dicționarul pentru Biblie este însăși Biblia. Căutăm în Cartea Domnului și citim. Niciuna din toate acestea nu va lipsi. Niciuna, nici alta nu vor da greș. Puțin acolo, puțin aici, puțin acolo. Isaia 34 cu 16, 28 cu 10. Despre amaleciți, citim pentru prima dată în Geneza 36 cu 12. Și Timna era țitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau. I-a născut lui Elifaz pe Amalec. Which means Amalekite was the grandson of Esau. Aceasta înseamnă că amaleciții erau nepoții lui Esau. Și Esau este cel care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Evrei 12, la 16, la 17. Prin urmare, aceștia amaleciți reprezintă oamenii care sunt foarte nepăsători față de binecuvântările lui Dumnezeu. Hence, these Amalekites represent the people. Așa cum am citit deja în Deuteronom 25, de la 17 la 19, ei nu se temeau de Dumnezeu și au fost primii dușmani al lui Israel și cei mai răi, pentru că au atacat poporul din spate, pe cei care erau slabi și obosiți. Aceasta este caracterizarea făcută a amaleciților. Pe cine reprezintă acest Amalec? El este dușmanul nostru cel mai periculos. Cu toții știm foarte bine că noua creatură are patru dușmani. Și aceștia sunt lumea, diavolul, carnea și Babilonul. Dintre toți aceștia, care este cel mai rău dușman? Cel mai mortal și cel mai rău dintre toți dușmanii este carnea noastră. And how many enemies do we have? How many enemies do the new creature have? The new creature has four enemies: the world, the devil, the flesh. De aceea, Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 7 și versetul 18, știu un adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, în carnea mea. Carnea noastră este cel mai periculos dintre toți dușmanii. Putem controla totul și putem învinge totul, dar a controla și a învinge carnea noastră este o sarcină foarte dificilă. De aceea, în Proverbe 16 cu 32, ni se spune,
că cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Când suntem atacați de carne, când ne simțim relaxați, după ce slujim pe Domnul, când ne simțim mulțumiți în Domnul, acela este momentul în care carnea ne atacă. Și astfel citim în Iacov 1 de la 14 la 15. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moarte. After serving the Lord, when we feel satisfied in the Lord, that is the time the flesh attacks us. So we read, dear brethren, in James 1st chapter, verses 14 and 15, it says, but every man is tempted when he is drawn away from his own lust and enticed. Then when lust, nou, citim în Galateni 5 cu 16. Zic, dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Dacă încercăm să pășim pe urmele Domnului nostru drag, purtând din crucea și urmându-l, vom fi trași de curentul cărnii. Aceasta este un dușman subtil. Nu ne atacă direct, ci ne atacă din spate, atunci când suntem relaxați și odihniți. Așadar, când ne simțim relaxați, dacă îl slujim pe Domnul 2 sau 3 zile pe săptămână, ne simțim foarte fericiți și mulțumiți că îi suntem plăcuți. Am făcut atât de multe lucruri pentru Domnul, am servit atâtea adunări, am vizitat atâtea locuri, am adus pe atâția la adevăr, am înființat atâtea adunări și am făcut multe alte lucruri. Acesta este momentul în care carnea spune, ai făcut multe lucruri, trebuie să te odihnești. Ea ne spune să ne odihnim puțin, ne uităm la un film, să ieșim în oraș, să petrecem ceva timp cu prietenii, să ne uităm la jocul sportiv preferat, și așa mai departe. Acesta este momentul în care apare pericolul. Citim în Biblie că unii din poporul lui Dumnezeu au fost neglijenți în înțelegerea voii lui Dumnezeu. Ei credeau că deoarece Dumnezeu era mulțumit de ei, el va fi mulțumit chiar dacă ei vor face mici greșeli aici acolo și le va trece cu vedere. Spend some time with friends, watch your favorite game, you see, etc. That is the time when the danger comes, dear brethren. Many of God's people in the Bible, we read that they were careless in understanding God's will. Regele Ozia a făcut multe lucruri bune. God was pleased with them. Și Dumnezeu a acceptat toate faptele sale. El a crezut că Dumnezeu va fi mulțumit de el chiar și atunci când va aduce tămâie pe altar, care era de fapt lucrarea preoților. Dar ce s-a întâmplat când era cu cădelnița în mână și a vrut să ardă tămâie? Și cum s-a mâniat pe preoți? I-a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților. L-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Doi Cronici 26, de la 16 la 21. Chiar și atunci când Domnul i-a spus lui Moise să lovească stânca, el s-a supus Domnului, dar a doua oară, când Dumnezeu i-a spus să vorbească stâncii, el a lovit stânca de două ori.
Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți, înaintea copiilor lui Israel, nu veți aduce, nu voi veți aduce, duce adunarea aceasta în țara pe care eu dau. Numeri 20, de la 7 la 12. A fost doar o mică greșeală, dar totuși, Moise, cel mai blând om de pe tot pământul, nu a intrat în Canaan, în țara promisă. Then the Lord spoke unto Moses and Aaron, because you believed me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring this congregation into the land which I have given them. Numbers chapter 20, verse 7 to 12. Dear brethren, it was just a small mistake, but yet Moses, the meekest man of all in the earth, was never taken to the promised land of Canaan. Când David a vrut să aducă chivotul legământului la Ierusalim și boii s-au împiedicat și erau să răstoarne chivotul, Uza a sprijinit chivotul cu mâna, încălcând direct legea divină, și a fost imediat omorât de Domnul pentru greșeala sa. Acestea au fost doar greșeli mici, minore, dar foarte serioase în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeul lui Israel nu face niciodată compromisuri cu păcatul și neascultarea. God of Israel never compromises with sin. Dacă suntem ca oricare dintre cei de mai sus, atunci acestea sunt semne de degradare spirituală. Iar rugăciunea noastră ar putea fi ca cea a fariseului care se ruga lui Dumnezeu, povestindu-i despre neprihănirea sa. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeu, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, răpăreți, nedrepți, prea curvani, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dar dau zeciuiale din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu trăznea niciun chis să ridice spre cer. Și se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Cine a fost socotit neprihănit dintre cei doi? Vameșul mai degrabă decât fariseul. În mod similar, cum ar trebui să fie inimile noastre după ce facem toată lucrarea Domnului? Ar trebui să spunem: suntem niște robi netrebnici, am făcut ce era dator să facem. Luca 17 cu 10 ne spune că doar din harul său putem face ceva. Harul său este de ajuns pentru noi. În alt mod prin care putem fi atacați de carne este prin încetarea ținerii legământului de consacrare. Carne ne trage de pe calea îngustă în mod natural. Prin natura noastră, cu toții, suntem creați pentru pământ, care în sine este un magnet natural. Și așa cum metalul este atras de magnet, în mod similar, carnea noastră atrage, ne trage spre lume, de parte de Dumnezeu. Această atracție gravitațională există întotdeauna. Dacă pur și simplu încetăm să umblăm spiritual, conform spiritului, atunci, în mod natural, toate lucrurile pământești ne vor trage înapoi în lume. Carnea ne atacă, așa cum dușmanul atacă o cetate fortificată. Noaptea, în toți doi. Un alt mod de atac al cărnii este să facă binele să pară rău, și rău să pară bine. Să luptăm pentru lucruri neimportante
să dăm impresia că luptăm pentru cauza dreptății. Ce a spus Iisus? Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Matei 24:12. Pe măsură ce ne apropiem de închiderea ușii chemării cerești, mulți vor cădea. 1000 vor cădea alături de tine și 10.000 la dreapta ta, pentru că procesul de cernere este rapid, căci fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților și vor omorâ. Marcu 13:12. Prin urmare, nu este de datoria noastră să luptăm cu carnea și sângele. În Apocalipsa 22:11 ni se spune că cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Asta o fiecăruia după fapta lui. Ar trebui să lucrăm la mântuirea noastră cu frică și cu tremur. Și nu la altora. Astfel Domnul ne permite să vedem dacă suntem credincioși sau nu. He that is righteous, let him be righteous still. He that is holy, let him be holy still. My reward is with me to give every man according to his work shall be. Dear brethren, we should try to work out our own salvation, not that of others, with fear and trembling. Un alt mod prin care putem fi atacați de carne este prin aplicarea greșită a Scripturilor. De exemplu, în Romani 8:28 citim: știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați după planul Său. Unii înțeleg greșit conceptul de aducere a trupului lor jertfă vie lui Dumnezeu. Și cred că a nu munci pentru a-și câștiga pâinea zilnică este o jertfă, în timp ce, de fapt, sunt leneș și uită Scriptura care spune în 1 Timotei 5:8 că dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Ei se justifică gândindu-se că acest lucru este spre binele lor. Unii nici măcar nu vin la adunare, fiind ocupați de lucruri lumești, dar cred că aceasta lucrează pentru binele lor. 1 Timothy 5:8. And to justify themselves by thinking that this is working for their good, some don't even come to the church. Alții nu citesc Biblia, dar au timp de petrecut pe rețelele de socializare și cred că toate aceste lucruri lucrează spre binele lor. Atunci când le se oferă ocazii, ei stau liniștiți, ratează toate oportunitățile și se justifică spunând că totul va lucra spre binele lor. Dacă acest lucru continuă, atunci curând ei ar putea pierde corana sau chiar ar putea merge în moartea a doua. Oare este în adevăr spre binele lor dacă merg în moartea a doua? Doar pentru că nu au făcut nimic și nici n-au lucrat la mântuirea lor? Nu. Dumnezeu ne-a chemat să fim din turma mică, nu din marea mulțime. Așa că ar trebui să încercăm să ne biruim carnea. Ununa este pentru cel care biruiește, așa cum a biruit și Iisus și stă cu Tatăl pe tronul Său. Apocalipsa 3:21. Care a fost sfatul pe care l-a dat Dumnezeu cu privire la amaleciți?
În Deuteronomul 25, de la 17 la 19, Dumnezeu ne spune să ne amintim ce a făcut acest dușman de moarte. Așadar, să fim atenți la ce ne-a făcut acest dușman și ce face el acum. Ce mai poate face el în viitor? Este ceea ce Dumnezeu i-a spus, de fapt, primului împărat al Israelului, Saul. What is doing now? What all can he do in the future, dear brethren? I-a spus să-i nimicească pe toți amaleciții, să nu cruțe pe nici unul dintre ei, nici pe copii, nici pe bătrâni, nici pe animale. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și pe oile cele mai bune, oi cei mai buni, pitele grase, mei grași și tot ce era mai bun. N-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă. 1 Samuel 15:9. Când Samuel a venit și l-a întrebat, el a spus, da, am făcut voia lui Dumnezeu, dar ambiția, mândria, ego-ul și ipocrizia îl orbiseră. Chiar și atunci când Samuel l-a corectat, el nu a vrut să asculte. Prin urmare, împărăția regelui Saul a fost luată de la el și a fost dată lui David. Deci tot așa ar trebui să distrugem toți amaleciții noștri, mici, mari, bătrâni, copii, femei, tot ce avem. Să nimicim totul. Noi încercăm să distrugem unele lucruri rele din noi, cum ar fi să spunem minciuni, să folosim cuvinte urâte, să înșelăm și așa mai departe. Dar ne distrugem noi ambiția, mândria, ego-ul, gelozia, furia și lăcomia? Putem spune că aceste lucruri sunt necesare pentru a sluji mai bine pe Domnul, astfel oamenii ne vor persecuta. Dar acestea sunt lucruri pe care trebuie să le eliminăm cu orice preț. Ce se întâmplă dacă nu o facem? Vedem ce s-a întâmplat cu regele Saul. El a fost îndepărtat, el a mai fi rege. În mod similar, și noi ne vom pierde regalitatea. Iată, vin curând. Ține bine ce ai, ca nimeni să nu-ți ia coroana. Apocalipsa 3:11. What did Jesus say? Regele Saul mi-a nimicit pe amaleciți. Prin urmare, Dumnezeu a permis ca amaleciții să-l omoare pe regele Saul. King Saul didn't destroy the Amalekites. În mod similar, în Romani 8:13, ni se spune că dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Prin urmare, ar trebui să ne răstignim carnea zilnic, să purtăm crucea zilnic și să-L urmăm pe Iisus. Therefore, we should crucify our flesh daily, carry the cross daily and follow Jesus. Jesus also said that he who loses Iisus a mai spus, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga, o va mântui. Luca 9:24. Atunci ce trebuie să facem? Cum ne luptăm cu acești amaleciți? Dragi frați, poporul lui Israel nu avea experiență cu războiul. Nu putea lupta singur. Așa că s-a rugat Domnului pentru îndrumare, iar Dumnezeu i-a ascultat. Este aceeași îndrumare pe care Dumnezeu ne-o dă nouă astăzi. Nu putem lupta singuri. Avem nevoie de ajutorul lui Hristos. Moise s-a urcat pe munte și a ridicat mâinile și s-a rugat pentru popor. De fiecare dată când mâinile lui erau ridicate, amaleciții începeau să fie înfrânți. Dar de fiecare dată când mâinile lui erau lăsate în jos, amaleciții începeau să câștige bătălia. În mod similar, acum Hristos a suit în cer
așezat la dreapta Tatălui și se roagă pentru noi. S-ar putea să vă întrebați cu toții, cum este posibil acest lucru, frate? De fapt, noi ar trebui să ne rugăm pentru Hristos. Dar cum se poate ruga Hristos pentru noi? Da, să citim. Romani 8, versetul 34. Cine îi va osândi? Hristos a murit. A mai mult, El a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. It is Christ that died, yeah, rather that is risen again. Who is even at the right hand of God, who also make Când Moise înceta să se roage, Israel pierdea. Încetează și Hristos să se roage pentru noi? Da. Când încetează Hristos să se roage pentru noi? Când nu umblăm cum trebuie după Spirit. Iar atunci pierdem biruința. Fără El nu putem face nimic. Dacă suntem ascultători, atunci vom putea lupta, ceea ce înseamnă că Hristos mijlocește pentru noi. Dacă Hristos trebuie să mijlocească pentru noi, atunci trebuie să încercăm să ne luptăm. Iar Domnul ne va ajuta. Domnul vrea să vadă dorința și participarea noastră în luptă. Uneori se cere să ne rugăm pentru frați, în timp ce, de fapt, frații respectivi nu sunt interesați și duc o viață lumească. Le-ar fi de vreun folos o astfel de rugăciune? Nu, deloc. Că rugăciunile noastre să fie ascultate, trebuie să biruim și astfel îl sprijinim pe Domnul și numai atunci Dumnezeu poate lucra în noi. Uneori Moise obosea și lăsa mâinile în jos, așa că Aron și Hur îi sprijineau mâinile. If our prayers has to be answered, then we need to overcome and thus support our Lord. Ce reprezintă Aron și Hur? Aron a fost fratele lui Moise, iar Hur a fost cumnatul lui Moise. Aron înseamnă înălțat, iar Hur înseamnă nobil. Aceste două lucruri, care îl sprijină pe Moise, reprezintă cele două atribute ale caracterului care ar trebui să fie în noi, cele mai înalte și nobile, care sunt foarte plăcute lui Dumnezeu. What does this mean? What do Aaron and Hur represents? Aaron was actually the brother of Moses, and Hur was actually the brother-in-law of Moses. Aaron means elevated, Hur means noble. The two things supporting Moses actually represents the two characters that should be in us, which God. Încă o dată, aceste două lucruri care îl sprijină pe Moise reprezintă cele două atribute ale caracterului care ar trebui să fie în noi, cele mai înalte și nobile, care sunt foarte plăcute lui Dumnezeu. Care este caracterul plăcut lui Dumnezeu? Este același caracter pe care Dumnezeu l-a văzut, dar, de fapt, în Isus, datorită căruia a fost uns mai presus de toți ceilalți îngeri. Citim în Evrei 1:9. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea Dumnezeul tău te-a uns cu un unt de lemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Iisus a iubit neprihănirea și a urât nelegiuirea. Cât a iubit Iisus neprihănirea? Deși aceasta i-a dus multe dezavantaje, Domnul nostru a iubit neprihănirea. Când a urât Iisus nelegiuirea, deși ar fi putut aduce multe avantaje, Domnul nostru a urât nelegiuirea. Când farisei și saducheii au încălcat poruncile Dumnezeu, El i-a numit pui de năpârci. El nu i-a condamnat doar pe farisei și pe saducheii. Și atunci când unul dintre ucenicii săi a vorbit ce nu era plăcut lui Dumnezeu, Iisus a spus, înapoi a mea, Satan,
Hristos a iubit neprihănirea cu orice preț și a urât nelegiuirea cu orice pierdere. Datorită acestui lucru, Dumnezeu l-a înălțat și l-a uns cu îndelemnul bucuriei mai presus de semenii săi. Dacă avem acest caracter frumos, putem și noi obține harul și mila lui Dumnezeu. Putem lupta și învinge carnea. Lui Iosua, prin care a fost câștigată bătălia, îi s-a dat mai târziu ocazia de a fi eliberatorul întregului Israel. În mod similar, dacă suntem credincioși în lucrurile mici, atunci Dumnezeu ne va da ocazia de a fi credincioși în lucruri mai mari, chiar de a fi domn, chiar de a domni cu Hristos. If we are faithful in little things, our new creature in the resurrection will be given the opportunity to be faithful in greater things and to rule with Christ. După această victorie, Moise a zidit un altar numit Jehova Nisi, ceea ce înseamnă că steagul altarului lui Jehova din vechime era de fapt un semn de recunoștință față de Dumnezeu. De exemplu, în capitolul 12 din Geneza, Avram a zidit un altar în onoarea și recunoștință față de Dumnezeu. Moise a zidit un altar pentru că aceasta a fost prima luptă și prima victorie a Israelului asupra dușmanilor săi. Ei nu au fost pregătiți și nu aveau arme, săbii sau sulițe, însă Dumnezeu le-a dat victoria. Realizând nevrednicia noastră și harul lui Dumnezeu, ar trebui să zidim un altar și să jertfim lui Dumnezeu tot timpul și talentele noastre. Dumnezeu a spus că acest război cu amaleciții va fi din neam în neam. Exodul 17 cu versetul 16. We should build an altar and sacrifice to God all our time and talents, etc. God said this war with the Amalekites would be from generation to generation. În mod similar, lupta noastră cu carnea noastră nu este pentru o zi, câțiva ani, sau doar la un anumit timp. Este un proces care durează toată viața. În Numeri 24 cu 20, se spune că în cele din urmă amaleciții vor fi nimiciți pentru totdeauna. În mod similar, într-o zi vom vedea că trupul nostru va fi complet nimicit, iar Dumnezeu ne va da un corp de natură divină. De ce a permis Dumnezeu ca dușmanii amaleciți să atace Israelul? Pentru că Israelul nu avea experiență de luptă. Aceasta a fost experiență pentru luptele viitoare. Astfel, Dumnezeu i-a pregătit pentru luptele viitoare. În mod similar, atunci când avem parte de unele lupte în viață, Dumnezeul nostru ne pregătește pentru alte lupte și ne întărește pentru viitor. Așadar, să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru astfel de experiențe. God thus prepared them for the future battles. Similarly, dear brethren, when we have some fights within our lives, let us not be discouraged, dear brethren. Let us think that God is preparing. În mod similar, atunci când avem parte de unele lupte în viață, Dumnezeul nostru ne pregătește pentru alte lupte și ne întărește pentru viitor. Așadar, să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru astfel de experiențe. Amin. Fie ca Domnul să adauge binecuvântarea sa pentru înțelegerea cuvintelor sale sfinte. Îi mulțumesc încă o dată Tatălui meu Ceresc, Domnului și Mântuitorului nostru Iisus, pentru această ocazie și Comitetului Convenției, pentru că mi-a dat ocazia de a servi turma Domnului. De asemenea, le mulțumesc fraților traducători pentru că au tradus cuvintele Domnului în diferite limbi.